Senatorul Aur Vasilii Căpoteca a declarat la DEVA într-o conferință de presă că pentru PSD și PNL nu mai contează acum decât să comaseze alegerile și să-și ducă planul de a guverna împreună încă 10 ani de acum încolo. Mai mult decât atât, senatorul a mai precizat că PNL se ocupă la nivelul județului Hunedoara doar de, citez, combinații și matraplazlâcuri pe submasă. Senatorul hunedorean Vasilii Căpoteca este de părere că PNL Hunedoara, partid din care a făcut parte ani la rând, se ocupă acum doar de matrapazlăcuri și combinații pe sub masă. Mai mult decât atât, atacat fiind de către actuala președintă a liberalilor hunedoreni în presa locală, Poteca spune că, citez, îi va pune punct doamnei virgulă. Declarația vine după ce Vetuța Stănescu s-a legat de o virgulă din decizia lui Nicolae Ciucă de a candida președinții de partid la funcția de conducere a consiliilor județene, lucru pe care aceasta pare că nu și-l asumă. Acum cei de la PNL și cei de la PSD, văzând amploarea scandalului, s-au gândit că o reglementează tot ei. Adică noi vă luăm și iată cum vă și dăm, mă. Noi suntem generoși. Uite, generozitatea aia PNL-ului ne-a făcut pe mult și mai aveam o problemă să o spun și asta este personală. Îi transmit direct la doamna virgulă, președinta PNL Hunedoara, la doamna virgulă, că dacă mai continuă, eu nu am încetat raporturile și discuțiile cu ei, dar dacă mai continuă doamna virgulă, o să-i pun eu punct. Eu nu m-am legat de ei, nu m-am legat de Partidul Național Liberal, ducă-se și facă ce ori vrea, să aibă ei carieră îndelungată, să mă trăpăzlească și alegerile astea, să se și comaseze, că numai de asta se ocupă, nu se ocupă de nimic, în afară de combinații și matrapazucuri pe sub masă. Partidul Național Liberal, cel puțin de aici, nu se ocupă de altceva. Și au desemnat și un candidat, așa cum au putut, printr-o fraudă și împotriva unor decizii al Biroului Politic Național, facă ce vrea. Dar o avertizez, pe virgulă, că îi pun punct.